Și a, care? E, a, b, a, e, a, b. E... Da, și a, și a, b. Și da. Două. Două și m, b, n. Are de a treia. E a șase putem. Păi asta mă gândesc, eu tot da? M-am gândit. Da? La pentru că l-am aici alungit, da, dar și aici putem să citi. Tot a, r, e, a, b. Ar fi șase, nu te 6 alungite, da? Da. Deci 12 am zis și că și plus 6, 18. 12 da. Și 6, 18 mi-am zis, da? Deci răspunsul corect este așa. În A, în punctul A, 4 unghiuri, 4 unghiuri proprii. Da. Da? Proprii. Și 2 unghiuri. Și tot în A sunt două unghiuri alungite. Și două unghiuri alungite. În punctul B, patru unghiuri proprii. Patru unghiuri proprii. Și două alungite. În punctul ce? În punctul ce? Patru unghiuri proprii și două unghiuri alungite. Total? Alungite. În total, câte unghiuri avem? Tot. Da. În total sunt 18 unghiuri. 18 unghiuri. Deci, în total avem 18 unghiuri. Iată că am făcut și această da. Problemă, deci tot de interesant. Problema 3. Repede, ștergem. Problema 3. Desenează un unghi de măsură, 20 de grade. Desenează un unghi de 20 de grade. De 20 de grade. Ia să vedem ce. 20 de grade. Avem un raportor. Așa, avem un raportor. Tragem întâi o dreaptă. Tragem un semidreaptă. O, da. X. O, X. Și acum avem exact 20 de grade. Cum o să facem? Nu știu. Nu știu. Punem raportorul, domnul profesor, sunt jos. Da, a zis că ieri a zis că le aduce. Deci am zis că urcă cu alea cu apa și ne-a lăsat cu alea. Da, și am venit tot eu cu apa și am uitat ieri. N-ați vrut să-l lăsați să-l aducă ea. N-am vrut să-l lăsați, da. Pentru cei care punem în felul ăsta, aici, exact așa. Exact în origine acolo, unde pleacă. Și linia asta aici, de unde începe gradația, trebuie să fie perfect pe linia. Deci acum numărăm 20 de grade. Și unde vedeți 20 de grade? Și unde 20 de grade, facem așa. Ah. Da? Ia, fă și tu acum aici. Dacă îi dați și raportorul, faceți ea. Și eu îi dau, dar... Nu puteți să-l mai luați. Vreți vajă? Să repite și vă gândesc acum. Stați puțin. Hai, dă cu linii. Dați o linii cu sine. Da. Așa, dacă sau cu vârf. Ceva scuțit. Dă-ți-a un gât astăzi. Hai, gata, cu răușit. Hai, pune pe linie, nouă, mijlocul nouă, așa de ceva, dar așa de ceva. Așa, uite, exact aici. Și aici se pune exact linie pe linie. Ăsta e de 20 de grade. Da? 10, 20 de grade. Ai făcut un punctul ăsta și acum mai să punești pe originea cu el. Și aici scrie. 20 de grade. Da? Acum, unul de 60 de grade. Să desenăm de desenul de 60 de grade. O X, o semidreaptă. Semidreaptă.
OX. Și acum puneți raportorul, domnul profesor, da, faceți la OI. Da. Eu fac așa, se împart cei 90 de grade și împart în 3. Exact. Da. Dar tu, Daria, ia exact 60. Voi aveți raportul și 0 pe 0. Da. Asta e de 60 de grade. Și pui un punctuleț mic. Așa, bine, dar nu o duci până acolo. Așa, și scrie în interiorul lui, 60 de grade. 0 pe 0, pune. Așa? Cum? Ce s-a întâmplat? Le faci din nou. Ai făcut aici. Așa. Și atunci? Da, dar mi se... Nu contează că nu duci linia până acolo. Mi se îndreaptă aici, așa. Puneți aici originea, se îndreaptă, punctul 8. Ca să-ți vin ușor să te finezi, da? Și acum te duci așa. Și văd că aici ești. Un om din 90. 60 de grade aici, până la. Da. Și acolo unești asta cu origine. Da, și nu chiar duce figura cealaltă. Acum unul de 90 de grade. Adică unul drept. 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 O să-i livrează și pe cealaltă să-i livrează. Tot așa. Dar tot cu raportorul. Da, tot așa. Cu raportorul. Uitați, ăsta este unul drept. Uitați, domnul profesor. X, O, Y. Da. Deci repede facem, da? Y. Ia uitați drept. Ai făcut, Daria? Da. Bun. Un unghi de 120. Bravo. Unghiul drept întotdeauna așa se pune. Uitați drept, că de-aia e drept. Uitați. Așa se spune. Ăla, așa, bravo. X sau Y. Număr de grade. Un unghi de 120. Ce fel de unghi de 60? Ce fel de unghi este? Apropo. Ascuțit unghi, coptuz unghi? Obtuz unghi. Obtuz. Da. O ascuțit. Nu m-a ascuțit, dar așa, am ascuțit eu mai mic de 90 grade. Da, 120, 8 zunghi cu mai mare. Da. Ah, da. Bun. 120, da. Domnul profesor tot așa îl construiește. Și îl imaginează mai mare de 90 grade. Eu duc așa. Ia uite, domnul profesor, îl duce 20 mai mare de 30. Iată, 120. 120. Da, da, acolo, acolo, faci un exact. Exact. Unii pe 0, exact pe 0. Ia originea mai încolo, Davide, ca să nu-l scoți pistica aia. Așa, mama. Dar ia originea. Vezi unde ai luat originea? Pune pe și origine. Puneți acolo. Bun. X sau Y? 120 de grade. Deci 45 de grade acum, domn profesor. Da. Cum vă imaginați 45 fără raportor? Uite, îl fac pe 45. Îl faceți din 90 și îl împărțiți în două. Exact, așa. Așa și-l făcut și eu, la ochi. Da, facem un drept și îl împac în două, cu domn profesor mare raport. Noi suntem cu la un garaj. Ia, stau acolo scurt, acelea că... Nu știu cât de mai stau. Da, poate hotărâm să le aducem o dată. Deci 45 de grade, da? Da, și mai avem 150 de grade. Ăsta de 45 de grade este ascuțit sau obtuz? Sau drept? Cred că e nulă. Nu, 45 de grade nu. Cum e? E... E drept, ăsta de 45 de grade? Nu, e ascuțit un mic. Ascuțit, e nemic de 90. Unul, dacă ar fi la 89 de grade, tot ascuțit este. Că n-are 90. Da. Ăla de 100, de 91 de grade, ăla de 91 de grade, ce fel de unghi este? De este 80 unghi. 80 unghi. Depășit la 90. 150 acum, domn profesor. Da. 150. Am să duc o lunghi alungit. Domnul profesor, ia deodată alungit. Așa, și când mă duc 30 de grade, cam așa imaginez 30 de grade, care rămân, și ăsta este de 150. 150 de grade. X, O, Y. Voi cu raportorul vă ieși. Voi aveți? Așa, așa, și originea, Davide, da? E mare. Bravo. Și când ai tras linia, ăla e și bifez. 150. Bravo. Ați înțeles. Nu e greu. E super mega ușor dacă înțelegeți. Vedeți și cum ar fi geometria? Nu, nu-i fază că e greu, e mare. Ei, asta e nefric, da, ea are 150. Sigur. Asta e mare. Bun. Acum, problema 4. Desenează un triunghi oarecare ABC. Măsoară cu ajutorul raportorului unghiurile triunghiului. Deci face un triunghi oarecare, pe caiet. Oarecare înseamnă că nu-i drept. Un... E triunghiul... A, poți să fac, nu-mi ochef triunghiul ăsta, oarecare, da. Să nu fie isoșel, să nu fie echilateral. Oarecare. Ia uitați-l la domnul profesor cum face un oarecare. Să n-aibă niciun unghi.
două unghiuri egale, să nu aibă, nu, să nu aibă un unghi drept. Poate care, nu, ia să vedeți cum îl face domn profesor. Să te zic așa. Uite la domn profesor. Da. Și să zicem pe aici. Dacă am să am grijă, toate laturile să fie dimărit diferite, și unghiuri sunt diferite. Ați înțeles? Eu sunt în secret. Laturile le luați dimărit diferit. A, B, C. Uitați cum îl notează domn profesor. Deci latura asta aici, nu-i nici cât asta, nici... Nu sunt două egale. Ați înțeles? Dacă pot figura capitală, dacă pot. Nu cred. E, bine, și ea a luat e o triunghiare tare, că nici o latură nu e egală. Măsoară cu ajutorul raportorului unghiurile între unghiuri. Calculează măsura unghiului A cu măsura unghiului B cu măsura unghiului C este egal cu, că voi știți asta. După aceea calculăm. Cât e în interiorul unui triunghi? Cât? 180 grade. Asta e cu răspunsul imediat. Măsurați-le. Și acum măsurați unghiul A, măsura unghiului C și măsura unghiului B și vedem dacă... Nu se măsoară, că acum sunt unghiurile făcute. Exact, cum se măsoară, ia să vedem. Deci, dă-mi mie că îl pese tablă. Da, ziceți-le explicația asta. Uite, copii. Până ai 70, ia uite cum zice domnul. Până aici. Puneți în C, dar notează, dar ia, ABC. Originea acolo, la mijlocul raportului, da? Vezi, întotdeauna A e sus, ca să știm. Dar nu mai contează acum. Deci pui aici în A, așa, și îl măsori exact, 70 grade, dar e bun. Acum te duci în C. Te duci în C și îl măsori. Pui plinii și îl măsori și pice. Deci am mers așa din C. Cât ți-a dat? Cât ți-a dat? Din C în B. Așa. Da. Și... Din C în B pune, nu? Originea. Da. Ca să măsoare pe ăla de sus e acum. Și acolo sus cum facem? Ăsta, pentru ăsta, domn profesor. Da. Pentru ăsta. Așa. Și vezi unghiul care îți ridică cea de-a doua latură. Ia vezi, unde te-ai dus? 80? 80 atunci, dacă te-ai dus în 80. Uite de aici. Unde e 80? 82 chiar, ție ți-e 83. Deci putem face în felul următor. Vezi? 83. Deci ai pus asta așa. Deci, 83 grade, hai. Fie perfect paralelă, adică pe linia asta. Și acum pentru ăsta. Și acum aici așa că ți-o dus. Tot de duci peste latura. 82. Nu? Cam 82. Deci unghiul ăsta din A e 82. Coacem în colosul, nu? Și unghiul celălaltul, iarăși ți-l măsori. Un la antelator să fie exact pe asta, da? Poate fie 100... 30, 29, 29, 5 chiar, 26. 27. Deci lui e dat de ăsta, i-a dat de 80 și câte, da, de 80 și... Și suma lor? Măsura unghiului, uite așa se notează. Mi-a dat 50, un care? 50 și cam asta să fie? B-ul, parcă, nu? Nu, C-ul mi-a dat. C-ul mi-a dat 50. Ce o ai să fie? E mai mare la mine. Eu îl văd așa. Ăsta în jur de 50. Ăsta în jur de 80. Bun? Ce ți-a dat? Așa să mă dat. Da, așa e. Și ți-a dat 51, da? Da, 50. Și ăsta e de cât este? 50. 50. S-o dă două laturi egale. La două laturi egale și de ce unghiuri egale. Totdeauna când ai două laturi egale, unghiurile sunt egale la bază. Deci înseamnă că triunghiul nu e oarecare. Ai luat un triunghi social. O intrat în casa bun. Acolo. 50, unul e 51 și altul e cât era? 50 și 82. Și 82. N-ai măsurat 50, bine. Altul trebuia să fie 47 ca sau 48 și altul 82. Deci dacă ți-ai măsurat riguros, s-ar fi fost unul de 50 de grade, altul ar fi fost de 48 și altul de 82. Când cât suma lor... Să-ți dea 180. Să-ți dea 180 de grade. N-are voie să dea mai mult. Nu mai mult, nici un grad mai mult. Probabil că nu s-a pus cu prejudicii. La tine cât ți-a dat? Așa e. Mi-a mai dat 70. Iată, dar e de 70. 83. 83. Și 27. Și 27. Deci 70, 83, 27, fac exact 180 de grade, nu? Uh-huh. Bun. Iată-ne că am reușit asta să... 5. Construiește unghiul AOB cu măsura de 100 de grade. Construiește,
unghiul AOB. Măsura, măsura unghiului, așa scrie, măsura unghiului AOB egal. AOB. Cum am scris eu aici, măsura? Egal cu? Egal cu 100 de grade. 100 de grade. Întâi să facem asta. Deci, un unghi drept, asta înseamnă să fac așa, și până mi-a zis de 100 de grade. 100 de grade vreau, AOB. Mai pun așa o... Și mai pun din profesorul orientativ, dar voi aveți raportor și puteți să-l faceți. Nu înțelegeți? Că da. Îl pui, dar îl faci întâi o semidreaptă și după aceea te duci în originea ei, cu mijlocul. Dar care e originea? Întâi e originea, da? Pui acolo vrei? Bun, deci nu aici. Da. Și acum pui exact linii pe linii, Davide. Da? Așa, acolo. Și aici, deci unde e limit? 0 până la 100. Uite aici. Și faci un punctuleț mic deasupra. Uite aici, la 100, faci un punctuleț mic. Și când unești acum, nu trebuie să duci până acolo. Te duci mai puțin. Înțelegi? Și măsura lui AOB, asta, 100 de grade. A, ia să vezi cum am notat după profesor. N-ați notat. A, O, B, O aici, jos cu O. O, B. Am notat bine? A, aici, B, O, și O să vadă aici. O. Da? A, O, B. Ați făcut măsura unghiului 100 de grade. Bun. Acum. A, desenează un punct C în interiorul unghiului A, O, B, astfel încât măsura lui B, O, C să fie 27 de grade. Deci, desenează un punct C în interiorul unghiului AOB, undeva, acolo. Așa încât? Așa încât măsura unghiului BOC să fie 27 de grade. BOC, 27 de grade. Adică, puneți raportorul, O, aici e originea, nu se așa la pe o dreaptă, aici, partea aceea dreaptă să fie... Nu pune originea, auzi, domn profesor, uite așa, așa, acum pe dreapta BO construiești. Da? Pune în originea și acum măsoară exact 27 de grade. Și de acolo merg 27 de grade. Exact unde ai 27, exact. Te duci pe dreapta BO. Și numele e aici, 27. Exact. Așa, așa. Foarte bine. Acolo. Și acum unești punctul ăla, O cu punctul ăla și scrii C. Și acesta este punctul C căutat. Vedeți? O singură semidreaptă se poate duce ca să formeze un unghi din măsură știută. Da? Bun. Da? Acum la B. Desenează un punct D în exteriorul unghiului AOB, da, astfel încât măsura lui AOD să fie 30 de grade în exterior. Acum, care e exteriorul? Exteriorul pe aici. În jos. Care e exteriorul? Da. Dar nu te duci, trebuie căuta punctul. În exteriorul unghiului AOD, AOB, astfel încât măsura unghiului AOD... Punem tot așa AOD, cu O în originea acolo, originea în AO, acolo. Raportorului. Așa, nu vreau să fie. Astfel încât măsura lui AOD egal cu 30 de grade. Și AOD, mă duc acum, AOD. Uite așa. Da. Deci, știi, deci, AO, AO, te-ai și dus. O originea, pe dreapta, O azi și indic. AO în exterior. AOD. E și da? Deci fac 30, da? 30 de grade. 30 de grade. Ia să vedem. AO, deci. AO, dar nu vreau interior, vreau exterior. Atunci O unde îl duce? Unde îi pune raportul? AO, de O. A, așa? Aha, așa zice, domnule. Uite așa, mamă. O, în jos. A, O, A, și acum în jos îl duce. O, încolo. A, și uite aici, măsură, 10, 20, 30. Un punctuleț aici. Așa, și acum unești, dar nu un pic, tu unești până înscris. Până înscris. A, așa, de. Și ia un punct de. Și acolo pune 30 de grade. A, o de 30 de grade. Bun. Acum, C. Determină măsurile unghiurilor. A, O, C. Măsura unghiului A, O, C. Este egală cu... C, egal cu cine? Adică ăsta cât o rămas să fie? 100. Prin două metodele. AOC e egal cu 100 grade. Da, ziceți prin trei litere, e egal cu măsura unghiului AO.
AOB. AOB minus măsura unghiului. BOC. BOC. Din tot de asta de 100. Trebuie să scrieți, nu ca și calculul interesează. Cum scrieți? Deci măsura unghiului AOC. Asta este. Ăla este. Scrieți măsura. Măsura lui AOB. B, unghiului mare, care îl pornează. AOB minus măsura lui BOC. Uitați-vă pe figură să înțelegeți, da? BOC. Bun. Deci AOB. Asta e într-un fel, două feluri vrea. Și este egal cu? Care din două? Și egal cu socotim. Câte 100 de grade. 63, nu? 60, 100. Deci 73. Din 100. Ăla e 27. 73. Din 100 sau 27. Din 100. AOB e tot 100, da? Păi da. Și BOC, la sfârșit, e 27. Da, și atunci 100 minus 27, 73 de grade. Bun. Și altfel? Altfel cum ar mai găsim pe A, O, AOC. AOC. Ziceți voi, altă combinație. AOC. Da. Luați un număr din care să scădeți. AOC minus OAD, AOD, AOC minus AOC. Păi AOC minus AOC. AOC egal cu? AOC este egal cu BOD minus BOC minus B... Minus A, O, D. Șasta e variantă. Deci, A, O, C mai este egal cu cine? B, O, D, cel mare. B, O, D, D. Ăsta da. Tot mare. Minus B, O, C. Minus B, O, C, B, O, C și cu A, O, A, O, D. D. Da. Dar tot mare îl știm? Tot mare îl știm. Păi da, îl știm. Cât? Păi 130. Deci tot B, O, D. Hai să scrim așa. Măsura lui B, O, D. Nu, B, O, D minus. Egal. Nu, egală cu acum B, O, D, ca să arătăm că știm. Egal cu B, O, C. B, O, A. Nu, B, O, A. Măsura lui B, O, A. Plus măsura lui A, O, D. A, O, D. Măsura lui A, O, D. Și egal cu 100 de grade. Și egal cu 130. Și face 100 130 plus 30 și egal cu 130 grade. Și aici, de acum putem să facem că... Al doilea mod pentru AOC, domn profesor, să scriem. Al doilea mod. Și zicem... AOC. Măsura lui AOC va fi egală cu tot mare. Măsura lui BOD. Așa. O, D. Minus măsura lui B, O, C. Da? Minus măsura lui B, O, C. Da, da, e bine? Da. Și minus măsura lui... A, O, D. A, O, D. Care la final a luat de 73 de grade. Ba da, 130 și minus 57 și egal cu 73. Tot 73 de grade, cum se de... Cu ce-i zisă, da? 73. Tot 73. Bun. Acum, măsura unghiului BOD. Tot prin două moduri. Măsura lui BOD. Nu, măsura unghiului BOD egală cu... Păi primul mod este cel care l-am făcut la al doi, al primul, care l-am făcut mai sus. Adică scriem primul mod. Acela în care am adunat. Da, l-am aflat deja. Da. L-a scris mai sus. Deci e calculat. BOD da. Două metode, zice. 130 de grade. Da. Două metode. Cum mai puteți să-l aflați pe BOD? Putem să-l aflăm, să facem că A, O, D plus C, C, suma O, la 4, A plus C, O, D, adică să-l scriem pe toate. Da, și gata. Deci a doua variantă este să avem pe ăsta 30, pe ăsta care am avut 73 și pe ăsta... 73 și pe ăsta 27. 27. Și tot acolo. Tot acolo. Bun. 6. Se consideră punctele O, A, B și C, astfel încât... E punctele O, A, B și C, astfel încât. Dar nu se va figura? Cum? E următoarea. E următoarea problemă. Da, de așa zi. E punctele? A, O, A, B și C. O, A, așa B și C. Astfel încât. Așa încât. Măsura unghiului A, O, B. Măsura lui A, O, B.
Este egală cu 115 grade. 115 grade. Măsura lui BOC. A lui BOC. Egală cu? Este egală cu 30 de grade. 30 de grade. Și măsura lui AOC. AOC. Egal cu 85 de grade. 85 de grade. De grade. Care este poziția punctului C față de unghiul AOB? Cum s-a află? Poziția punctului C față de AOB. A. Dar întâi să facem figura să mai întâi de AOB. Deci iau OA. OA, AOB 115. Voi iar puneți acortorul 1 da. Mijloc și faceți 115 grade. Și pun așa și măsor așa 115 grade. O, A, B. Da. E cam mult. 15 și 85. 115 grade. O, A. Uite, figura o face aici, separat. Așa. Așa. Face O, A, îndoi. A, O, B. Acum, B, O, C. Cu edificie, nu? Și face 115 grade. Obișnuiți-vă să scrieți datele probleme aici, figura în partea dreapta. Aici am făcut. Așa, așa, bravo. Deci am făcut AOP, BOC-ul este de 30 de grade, BOC de 30 de grade și măsura lui AOC A, O, C, de 85 de grade. Vă rămâne, eu vreau 115 tot. A, eu vreau să vă atrag atenția că B, O, B, O, C, puteți și în partea asta. Dacă luăm în partea asta altă... Nu vă urmăresc că ei construiesc, domnul profesor. Da. Luați BOC și domnul profesor o lua pe interior pentru că a văzut că AOC după aceea e 85 și 85 cu 30, 215 a luat AOB și a dat seama că ce ui pe interior, dar putea să-l ia și în exterior. Uite, că mai luat cu Daline. Și atunci, acum... acum mai rămâne unghiul ăsta de 85. 85, îți rămâne, a tău e mult mai mare, deci trebuie să le iei obligatoriu pe interior CO. Deci, uite, tu ai dus așa, ai măsurat cu raportul și ai luat așa. Așa, așa am dat. Așa e luat. Dar tot așa trebuie să pui, să măsori înspre interior, nu așa. Ci pus raportorul și să măsori acești 30 de grade în partea asta. Da? Păi așa măsor așa aici. Dar ai măsurat și așa, și acolo, dar nu... Am măsurat, dar o dus în exterior. Așa. Te redus în exterior. Deci, care era de bază? De bază era... A, B, ia, de B, unde e? A, B. Și au dus, bine, l-au dus foarte bine. L-au dus bine, da, 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 eu am văzut rău. Deci au OB, ai dus bine, da. Și ce a rămas ăsta prin diferență? 85 de grade, nu? Bun. Care este poziția punctului C față de AOB? Răspunsul. C este în interiorul AOB. C aparține interiorul. Punctul C este în interiorul unghiului AOB, nu? C aparține interior din T, unghi, AOB. Bravo! Da. Bine. Considerăm un unghi propriu, 7. Da? Păi, sunt multe și ei, mai face și acasă. Cât mai putem face? Asta e unghi. 7. Da. 7 putem obligatorii. Așa. Considerăm un unghi propriu AOC. Unghiul propriu AOC. Ce înseamnă? Nu, cum e, dacă e propriu? Nu poate să fie alungit sau nu? Nu e, nici alungit, nici nu. Deci un unghi propriu. AOC. A. O. C. Și punctul B, în interiorul unghiului AOC. Ia uitați-o la două profesori ce face. Nu știu unde să le-a. În interior. B. În interior. Și am unit. B-ul cu. D. În semiplanul determinat de dreapta OA, care nu conține punctul B. Deci... Repet, sunt informații importante. Încurasă? Deci, considerăm un unghi propriu AOC și B în interiorul unghiului AOC. Da. Bun. B în interior. D. Acum, punctul D. Hai scrie B. Punctul D
este în semiplanul determinat de dreapta OA, care nu conține punctul B. Care e semiplanul determinat de OA, care nu conține punctul B? Sigur că da. Eu învăț așa. Undeva jos înseamnă. Și de este aici. Da? Dreapta o a împărțit planul în două semiplane, cel care îl conține pe B și cel care nu îl conține pe B. Utilizați raportorul pentru a determina valoarea sumei. Măsura unghiului AOB plus măsura unghiului BOC, scrie domnul profesor ca să... Măsura unghiului AOB, scrie și voi dați măsura unghiului AOB plus măsura unghiului BOC. Măsura unghiului BOC. Plus măsura unghiului COD, plus măsura unghiului DOA. Unghiului DOA. Măsura unghiului. AOD, BOC, DOA. Egală cu. Trebuie să o calculați. Să o calculăm. Deci, avem AOB plus BOC plus COD. Da? COD și plus DOA. Cât face? Păi măsurăm AOB-ul. AOB. Deci COB, BOA și cu AOD, cât fac? Astea toate adunate, ăsta cu ăsta și cu ăsta. Păi 180. Păi nu știu ca măsură. Fac COD. COD. Voi puteți să măsurați. Dar eu aici vreau să vă duc repede. Imediat, așteaptă, uite pe explicație domnului profesor. Deci, ce ați explicat eu cum uite, Daria, AOB plus BOC și plus DOA fac tot un ăsta mare. Tot. Fac DOC. Și DOC și cu DOC fac de doar DOC. Deci ăsta de aici lumea, cu ăsta și cu ăsta, fac împreună ce unghi a zis, DOC. Unghiul DOC. Da? DOC. Și DOC și cu DOC, de doar DOC. Egal de două ori măsura unghiului COD. Și acum măsurați mai bine. Asta, ca să nu muncesc acolo. Ați înțeles? Și acum măsurați mai pe dângul ce mami. Așa este, așa este. Dar, Daria, le luăm pe bucățele și vezi ce se întâmplă. Da, și facea vin și separat. Ia fără separat de OC. De OC. Ăsta mare, mare. Unde pune raportorul? Pe de O, domnul profesor. Așa. Pe de O. Originea. Sau cum? De O. Și uite ce. Și de aici. Cât are? Exact cât. Nu, n-am niciun exact. Uite aici, 140 și 138. Și scrie, egal de 2 ori 138 de grade. Deci egal acolo, din nu-i desenul tău. De 2 ori 138, la tine, dar vine cu schi altfel. Mi-am dat 165. De 2 ori 165. Măsura unghiului CO, deci astea 3, fac măsura unghiului ăsta mare. De Daria. COD. Uite la încă o dată COD, de două ori măsura unghiului COD. Egal, de două ori măsura... Este eu acasă. Da. COD, da? Și egal cu 2 ca ori... Ca să nu te mai duci tu, să nu așa. Exact, mă, să exact. Și terminăm de încât ieri n-am zis. Așa. Care, da, alea. Și cum e la lucru? Și a terminat cu totul. Perfect. Da. Și e doi ori și îl măsori acasă. Închideți voi aici, că eu să mă desfăr. Ce OD, îl măsori tu acasă. Da, gata, domnul profesor. Când plecați, noi închidem și... Și măsori acasă și gata tema, știi, da? La revedere!